speriat de el. Te-a speriat când ți-a dat sus aici? Da. Nu călca acolo cu piciorul că murdărești. Ce te iog? Iog. Ce frică? Da. Ce să-ți fie frică? Spală mașina, nu se întâmplă nimic, uite. Gata, am venit și noi de afară, ne-am plimbat puțin, am fost, am spălat mașina și acum am intrat în casă. Mi se pare că în produse care le-am cumpărat, v-am spus că o să fac tocăniță de cartofi, dar nu cred că o să mai fac tocăniță de cartofi, că am luat și am dezghețat aici, am pus să dezgheț piept de pui, l-am lăsat în apă și s-a dezghețat și o să facem shawarma, am luat lipii. Aici avem și boxurile cu apă, era să-mi scap telefonul, în minerale și apă plată și am mai cumpărat 10 doze de bere din alea cu zmeură și lămâie, doar că am uitat să vi le arăt în produsele care le-am cumpărat, din asta mă refer. Apropo, are la Penny, acum nu știu că la toate magazinele Penny, 1,79 lei costă una, are reducere de 14%. Și mi-am luat 10. Nu mai bem așa de mult pe perioada asta, că e frig și mai mult sunt cu ceaiul, cu ăsta. Am uitat să-mi iau ciocolată caldă și doar am fost și în Carrefour și în Penny, dar am uitat. Și mai bem așa, din când în când, câte o bere. Am băgat două la rece și restul le-am pus în dulap. Mar deja a venit și la apocasăritul. Mâine am conducere, nu știu la ce ora. Da, mâine o să mă sune instructorul. Te-a dus, să stau cu stânga așa de semințe să se răsufle. Nu mai e bun, mai după aia. Astăzi la Lidl era o zăpăceală și o aglomerație de n-ai văzut așa ceva. Și ea e doar marți. Foarte aglomerat, foarte. Ce faci, Marc? Ce nu? Pleacă, uite! Să plec la servici? Auzi-mă. Să plec la servici. Nu, acasă. Stai să arunc de pe jos ăsta. Hârtia asta. S-a tuns și Simona Gherghe. Marc nu mă lasă să vin și eu în cameră. Dar lasă, mama, să stau și eu puțin în pat, că uite cât e ceasul. E 4 fără 10. Imediat mă apuc, de fapt, imediat. Mai stau ceva să fac shawarma. De ce nu mă lași și pe mine să vin în cameră? Nu mă lasă și pe mine. Nu te interesează? Nu. Am fost trea? Uh-huh. N-am ascultat la condus? Nu. N-am ascultat la condus. Am fost să conduc vreo 2-3 ture pe un drum aici special. Și am fost trea. Ce am făcut? Băgam în manșalier în loc să bag în viteză? Ha? Am fost rea, am țipat la el. El m-a învățat și eu am țipat. De asta e pute mama. L-am enervat tare. Și el pe mine, dar și eu pe el. Clamă de păr, două încoa. Două aici, mersi, ce caută la voi clama mea de păr? Am fost să mai conduc, să mai învăț și eu, să mai dau cu spatele și ăstea. Dar la un moment dat m-am enervat și eu și soțul meu și ne-am certat acolo. El a încercat să-mi zică să fac ce e bine, eu încă păsânată țipam la el și n-am rezolvat nimic. La un moment dat îmi face date jos de la mașină. M-am dat jos, s-a suit eu și a plecat nervos. L-am supărat tare. Dar să știi că nu fac așa și cu instructorul. Ăla mă dă jos, a? Da, stau și eu un pic în pat, Mar, că sunt așa de obosită, mă doare și capul. Mă simt tare obosită. Cel puțin de câteva zile am așa niște înțepături la inimă. Nu știu acum dacă... Nu știu ce e, ori mușchi inimii, ori în jurul inimii, dar oricum aici. Aici m-a durut și astăzi foarte tare. Da? Cola! Da, și tu nu bea atâta cola. Nu bea atâta cola, dar nu știu de la ce. Nici Macu nu bea cola, auzi. Marc bea cola? Îi place lui Marc cola? Da, bea și el.
Vrei și tu? Da, și eu. Minișor a fost și ea afară. A fost de ea afară cu Selena. Da. Uite, mă, dă high five. Da, hai de lăbuța. De lăbuța tu. Am fost și noi afară. Da, am fost și noi afară. Hai de lăbuța. Uite. Te mai muțe tu, te mai muțe tu. Tu nu mă mai linge, să aducă mama e baterie? Da, mama e ți-a luat o mașină, ia, nu știu ce mașină, că nu mi-a arătat. Uite, mă. Uite-o, a venit cu lăbuțele pe pieptul meu. Da, tu mai muță tu. Ție e minișor. Hai că nu-ți mai cade părul așa. Normal că te lăsăm să te sui pe noi. Trebuie să mă apuc să mai fac și niște chestionare. Astăzi am apucat să fac doar două. Și... să știi că am greșit la vreo două sau trei întrebări. Vezi, dacă n-am făcut să mai mențin, uit. Am spălat la piept de pui, mușchiulețul, și acum îl pun să îl pregătesc. Eu de obicei tai pielițele astea. Mie nu-mi place să rămână așa. Nici când fac șnițele, piept de pui, orice, tot timpul le tai. Și când fac pilaf, orice. Nu-mi place să aibă așa și am înțeles că nici nu e sănătoasă. Și am pus să facem și câte un ceai. Și să fac șaorma. Trebuie să pun și niște cartofi la prăjit. Și asta o să fie mâncarea noastră în seara asta. Vreau să fac o cană de cartofi, dar o să fac mâine. Nu o să mai fac azi. Seara asta mâncăm astea și mâine voi face... să iau și o să pun ulei de măsline peste piept, sare și condiment pentru pui. După care iau și-l amestec bine și-l pun la pe grătar. Trage și cartofiorii. Nu o să vad prea multe chestii în șaorma, că nu ne place șaorma așa plină. O să fie doar cartofi, carne de pui, castravete, roșiile nu le plac nici în sandwich, în nimic. În șaorma, în sandwich, în kebab, în astea nu ne plac. Și eventual ketchup și maioneză. Dar bineînțeles că la copii doar ketchup sau poate Selena îi vor pune puțină maioneză, să zicem. Ia să pun să prăjești și niște cartofiori. Am luat și am schimbat camera. S-o pun să prăjesc cartofii, adică să prăjesc, să-i tai, să fie pregătit, că am pus, am aragaz ocupat, am pus apă să fiarbă pentru ceai. Ia să pregătesc și cana asta. Da, o să pun miere, ia să vedem ce ceai o să pun, cred că să pun asta. Aoleu, mi-a curs, aoleu, când dau cana, că așa am făcut pe jos. A umblat cineva la ceaiul ăsta aici, cred, și l-a deranjat. În seara asta trebuie să fac și baie copiilor. O să avem și vlog, chiar dacă nu l-am filmat de dimineață, dar o să avem și vlog. Colecția de parfumuri tot n-am apucat să o filmez, dar poate reușesc în seara asta, nu știu, nu vreau să promit. Da, ia să văd ce ceai m-a numit. O să mai bag și din asta. Pe ăla l-am terminat. Gata. Trebuie să merg la Kaufland să-mi fac proapte.
aprovizionare de ceai. Da, mama, papa, tu ce faci? Mi-am pregătit aici ceaiul, știți că mie îmi place încănița asta să-mi fac ceai. Pun apa fierbinte, las la infuzat, după care iau și răstorn în cană. Uneori îl fac cu zahăr, alteori cu miere, dar acum în perioada asta de sezon rece, mai mult cu miere decât cu zahăr. Am adus mântura, mi-am căzut numai ceai de aici. Să fac papa? E foame? Da? Du-te, mă, ce foame, mă, mai muțoiule, mă! Ce vrei? Gata, mi-a fiert și apa. Asta îmi place că mă atenționează când e apa fiartă și începe să fluiere. Marc zice că fluieră ca trenul. De fapt, Marc, eu l-am învățat, eu i-am spus. Uite, Marc, fluieră trenul. Zilele trecute m-am ars la cuptor, aici, și așa de tare m-a durut. Și acum mi-e tare frică când mai umblu cu lucruri fierbinți. Ia să văd un pic fiertul ăsta. Îl mai las, îl dăm la foc mai mare și ia să scoatem capul. Astăzi a fost o tunel salat de 10 lei cartofi. Și trebuie să vedem cum facem să vedem să ne luăm măcar un sac de vreo 20-50 de kg, nici eu nu știu, să vedem. Să ne luăm, să avem. În alți ani luam cu saci mai mult, dar ni se încolțeau și ați văzut că la ei, în beci sau nu știu unde îi țin ei, în depozit, cartoful rămâne și pe timpul iernii frumos. Nu știu ce-i face, ce se întâmplă, ce temperatură are, ci poate că și eu îi țin un beci, dar beciul nostru e mai călduros. Dar rămâne cartoful așa. La mine, dacă îl țin un beci, cartoful devine zbârcit, deci se zbârcește și încolțește și schimbă și gustul pe lângă asta. De asta zic, o să cumpărăm cartofi așa cu saci, mai bine prefer să dau, nu știu, pe kilogram, acum kilogramul aș lua cu 60 de bani sau 1 leu. Mai bine dau 2 lei, 2 lei 50 pe kilogram pe timpul iernii, cam atâta e, 2,50, 2,3, depinde. Și uneori găsești la Carrefour sau la Penny, la magazinele astea mari, la plasă și dai 5-6 lei pe nu știu câte kilograme. Și mănânc un cartof ca lumea, decât să iau cartof să fie încolțit, zbârcit și să aibă gustul nasol, că au și gustul nasol, cel puțin când îi prăjești, la mine cartofii ies dulci. Și nu înțeleg de ce. Nu ăștia, ăia care se încolțesc și se zbârcesc. Păi acum am curățat 3 cartofi, ăsta e al 4-lea. Nici măcar nu știu dacă să mai curăț. Cred că am să mai curăț unul și atât, că dacă fac și carne și a urma și așa, nu cred că e nevoie de unul. Mai iau unul și gata. Da, imediat e gata și carnea, o să pun cartofii, se prăjește și repede și gata, mâncarea pe ziua de azi. Este 5 ceasul, nu știu că nu-i 5 și, e 5 și 3 minute. Numai bine mâncăm destul de devreme, să zicem așa, ca să nu fie greu, că știți cum e, shawarma în general e mai grea. Bine, nu e nici carne din aia cum au ei. Nu bagă atâtea chestii, toți de usturoi sau alte în ea, cum bagă ăștia. Și a mea nu se mai poate pune că e chiar așa de grea, dar totuși, având în vedere că e maioneză și așa tot, tot e grea. Da, ia să întoarcem și carnea. Mai am un grătar electric care l-am primit de la mama, dar l-am pe mobilă. Nu mi-e la îndemână, ăla probabil dacă vreau să fac mai multă cantitate de carne sau mai multe feluri. Aia e mare, e dreptunghiular, e lung cât de la aragaz de aici până în partea cealaltă, la aragaz. Așa dacă fac cât pentru noi, cum mâncăm noi puțin de obicei și carne și astea, nu mai are rost să mai pornesc dita mai grătarul ăla electric. Așa fac la ăsta micuț, pe gaz și am terminat toată treaba. Am pus să-mi curăț și capul. Astăzi m-am apucat să fac ciorbă.
Și când făceam eu ciorbă, vorbeam cu soțul meu și m-am apucat să curăț cartofi. Și în loc să-i tai cu bulețe, i-am tăiat prăjit. După aia ia și dă-te și tai fiecare cartof în parte, tai el cu bulet. Dar nu știu ce mi-a fost mie în gând, m-am dus eu la cartof prăjit. Habar nu am. Mâine cred că o să fac tocană de cartofi. Am cumpărat și cabanoz din aia de la Lidl și sunt buni. Și ciorbă. Mâine asta, cu siguranță asta vom mânca. Ciorbă și după amiază tocană de cartofi. Sau tocană de cartofi la amiază și ciorbă. Deși nu cred că voi face tocană de cartofi dimineață ca să mâncăm la 12:01, pentru că eu am conducere. Și dacă mă ia și mă cheamă dintr-o dată la conducere, nu o să am timp să fac mâncare. Așa numai bine dacă vin de la conducere, încălzim ciorbă și mâncăm. Soțul meu are programare la ora 1 la schimbul de ulei. O să vadă dacă ia copiii cu el, poate mă întorc și eu în același timp. Dacă nu, poate ne încadrăm să vină să mă ia, nu știu, habar, nu am cum o să facem. Dar e aiurea și pentru mine să fiu luat așa dintr-o dată cu școala asta de șoferi. Dintr-o dată mă sun, vezi că în 10 minute, jumătate de oră sau ce și eu cât ne vedem. E un pic ciudat, mai ales când ai copii. Și mai ales, acum e bine că e soțul meu acasă. Dar mă gândesc când o să fie soțul meu plecat, pe cine stau eu să chem dintr-o dată, auzi, vin, o să stai cu copiii, că eu plec la condus. N-am pe cine, chiar dacă... Că el dacă îmi zice vin în 12 minute, în cutare loc la tine în cartier, cum a fost data trecută, eu n-am avut timp nici, nu eram pieptănată, nu eram nimica. Acum am zis că o să fiu pregătită de dimineață. Dar dacă e să stau să chem pe soacra sau pe cineva, că îi schimbu doi, omul ăla nici nu are timp. Poate are ciorbă pe foc, poate are mâncare, poate e la baie, poate nici n-are timp. Și de asta vreau să am o discuție cu instructorul meu și să-i spun, la mine nu se poate așa dintr-o dată. Dacă aș fi fost poate un elev și nu eram la școală, cu toate că și la elev e destul de ciudat, mai ales că are școala online, nu poți să-i omul să-l chem dintr-o dată că ai aflat tu cu examenul și atunci poți să-mi spui. Așa la mine, dacă mi-i spune o oră, și acum nici nu știu când o să mă bage. Habar nu am, mă bagă joi, mă bagă vineri, nu mai știu. Dar tot așa o să mă ia să mă anunțe, mă gândesc mâine. Sau fac doar mâine și restul zilelor, joi, vineri, nu mai merg. Habar nu am. La fost la prăjicare, am uitat să deschid și eu un pic geamul ăsta. Astăzi am fost la carte și am uitat să-mi iau pastă din asta de la Sano. Asta îmi place cel mai mult, loc am mai avut una așa de am desfăcut-o. Mie de obicei îmi place să mă duc să-mi iau câte două și le am acolo și mă ține foarte mult timp. Mai am încă o soluție de la mama din Italia, din asta, și asta îmi place. Doar că mă enervează că trebuie să stau tot timpul să răstor cu bidonul. Nu mai am nici pompă. Înainte aveam bidon din ăla cu pompă și apăsam și puneam pe burete. Așa buretele la stă în cutia aia de la Sano. Am pus pasta din aia și mi-a spălat vasele, mi-e mult mai ușor. Da, ia să... Imediat e gata și carnea, o să o scot, o să pun cartofii la prăjit. Ceaiul se infuzează, o să iau să pun și, și ceai. Soțul meu a dormit sau încearcă să doarmă și Marc nu-l lasă, stați în sus, stați în jos. Și... Se luptă pe acolo cu el. Aici am miere, dacă vă aduceți aminte, mi-am cumpărat 3 borcane de miere. Am dat 60 de lei pe 3 borcane de 800 de grame. Ăsta e miere polifloră și miere de rapiță. Mai am unul cu miere de rapiță și încă unul cu miere de salcâm. Am înțeles de la o abonată care mi-a spus pe internet că mierea de salcâm nu se zaharisește niciodată și așa este, are dreptate, m-am documentat și despre chestia asta, deci mierea de salcâm așa rămâne, deci nu se zaharisește, pe când asta de rapiță și poliflore se zaharisește. Vreau să vă spun că eu până acum, anul ăsta, nu am mâncat miere de rapiță niciodată. O ador. Este nemaipomenit de bună și în ceai și nu știu, e foarte, foarte bună. Are un gust așa foarte bun, aparte. Deocamdată am, ați văzut miere. Ăsta abia l-am început borcanul ăsta de câteva zile. Deci are, e borcanul plin.
Vă dați seama că mierea asta cred că mă ține până la începutul anului, dacă noi suntem în noiembrie, în sfârșitul octombrie, imediat vine noiembrie, decembrie, cu siguranță miere voi avea până în ianuarie, februarie. Dar vreau să o caut pe fata asta care am cumpărat miere de la ea. Nu mai știu cum o cheamă, o am la Facebook, deci o am la prieten, trebuie să caut, vă dați seama, am o grămadă de prieteni, să stau să o caut. Sau poate între timp să se nimerească, când doresc eu să-mi cumpăr miere sau cu câteva săptămâni înainte, să zicem că mai am vreun borcan întreg și dacă văd că atunci fata postează, atunci să iau să-mi cumpăr din nou miere. Mie mi se pare foarte ieftin să dai 60 de lei pe 3 borcane de 800 de grame, mai ales că e o miere foarte bună, e miere naturală, are recenzii foarte bune fata asta. Eu n-am mai luat de la ea până acum, dar are recenzii bune, e din Brașov de aici și mi se pare ok. Parcă 25 de lei am dat pe cel de salcă, 18 lei pe ăsta, cred. Și 12 lei pe rapiță sau nu mai știu, nu mai știu sincer să vă zic cum, dar din câte mi-aduc aminte am dat undeva la 25 de lei pe cel de salcâm, parcă. Și restul au fost, nu mai țin minte exact prețul, dar și dacă am dat pe ăsta 30, cu toate că nu cred că am dat 30 pe cel de salcâm și 15 și 15 pe celălalt, deci nu, 25 am dat pe cel de salcâm. Ia să văd cărnița, cred că e gata. Da, e gata. Și cărnița. Așa, o să iau acum. O să opresc focul și o să mă pun să îmi pun ăsta de cartofi. Tu, să vezi ce m-ai speriat acum, că mi-a stat inima de copil. Să vedeți, mă iau și v-am zis că iau carnea de pe grătar și auzeam ceva aici la geamul ăsta, că l-a lăsat larg deschis. Și am zis, mă, hai să văd ce e, mănâncă mini boabe? Mă duc, nu e mini. Unde-i mini? Că nu era. Nu era nici Marc. Dar Marc nu era nici în sufragerie la vedere. Era pe burtă, lipit de pat, ascuns după plapu, mă. N-o să-mi stea inima așa, alta nu, că nici nu mai știu pe unde să mai pun ăsta. Doamne, că m-am speriat de numai. L-am mai speriat și pe bărbatul meu, l-am trezit, că am țipat, Marc! M-am speriat cu totul. Cu totul m-am speriat, mi-a stat inima. Doamne, doamne, că n-am să mai las geamurile astea larg deschise decât dacă stau de pază. Dacă stau aici de pază și mă uit în stânga și în dreapta, atunci îl las deschis. Altfel nu mai las geamul deschis decât rabatat. Mi-a stat inima că și acum sunt speriată maxim, tremur toată. Să vezi că te duci și nu găsești copilul, nu e nici acolo curaj să mă plec pe geam. N-am avut, clar, nici n-aș fi avut. Deci nici dacă nu l-aș fi găsit în toată casa pe geam, nu cred că m-aș fi uitat. Eu sunt genul ăla de care mă panichez. Eu și dacă văd că el aleargă în stradă sau Selena, eu nu alerg după ei. Eu mă blochez și rămân și țip. Eu așa sunt. Așa mi-e firea. Eu în loc să mă duc să fug să-l prind, bine, depinde de cazul, că dacă sunt aproape de el și văd că fuge, normal că-l prind. Dar dacă a fugit o fracțiune de secundă și eu m-am uitat undeva și îl văd că e într-un pericol, eu nu mă duc să-l salvez, nici pe el, nici pe Selena. Și nu că nu aș vrea. Mă panichez și nu-mi dau seama și încep să țip și mă blochez și țip. Așa și acum. Am luat și am țipat Marc să văd unde e. El stătea acolo, o să vă arăt unde, că acum am telefonul la încărcat. Stătea pe burtă, cu degetul în gură și a stupat de plapumă. Și când îl strig Marc, dar l-a strigat tare, când îl strig, el se ridică de jos așa, speriat, și ia ce s-a întâmplat. Dar eu zic, pui bă, tu te-ar norocul să te bată, că m-ai speriat de numai. El lua și râdea și după aia, aaa, tipa și el, că a văzut că am țipat eu la el. M-ai speriat și pe ăsta la altul, că dormea. Ia uite, aaa! Hai mai țipă, bă! N-aș uite cum mi se duc mie din anii mei. Mor mai repede, oricum la în ziua de azi cu stresul, cu supărările și cu tot ce se întâmplă. Clar nu o să ducem să trăim cât au trăit bunicii noștri, în niciun caz. Ia să mă pun să pun cartofii la prăjit. Începe să se încingă uleiul și după aia risc să iară să-mi sară pe mine ulei să mă ard. Și vreau să vă zic că inima îmi bate și acum maxim și tare. Eu cu Selena n-am avut astfel de probleme așa, nu știu. Am stat într-adevăr la etajul 2, după care ne-am mutat la etajul 7. Dar nu aveam teamă, dar aveam încredere și o simțeam că e o fată
nu știu, bazată, fratele meu, și era cu minte, ăsta e nărăvaș, năzdrăvan, alerga astăzi în stradă, de la Carrefour, cum a ieșit din Carrefour, el direct să alerge spre pe stradă unde treceau mașini. M-am dus, l-am prins repede de mână. Feraspuri, prinsese, borcanul de bulion, să-l arunce. M-a prostit. Și de acum începe. Stați să vedeți că de acum la Marco să înceapă cu siguranță problemele care nu le-am făcut până acum. De acum o să înceapă. Să-mi pun și eu un pahar de, să nu aude, că dacă aude, clar. Vine și el. Așa. Și... Hai, că unde e. Așa, tu ce faci? Ai fost la șinșile, așa-i? Am lăsat ușa deschisă și la ele, că am pornit căldura în casă. Și dacă le țin ușa închisă, le e cald. Fiind dormitorul mic, dormitorul lui Marc e mic. Nu știu dacă are 10 metri pătrați, să zicem. Cred. 10-12 metri, mai maxim 15. Deși nu cred că are nici atât. Și geamul închis, ușa închisă, se face o căldură de n-ai aer să respiri. Și înainte când dormeam eu acolo, ori cu Marc, ori cu Sally, depinde cum dormeam, dar de cele mai multe ori cu Marc, trebuia să dormim pe timpul nopții cu ușa deschisă, pentru că se făcea o căldură de n-ai aer să respiri. Și le-am deschis și lor ușa, dar aș fi putut să... Ia uite, că a venit și mi-a văzut. Aș fi putut să deschid geamul și să țin ușa închisă. Nu-i voie cu ăla, mama. Ăla face buba la butică. Uite, uite ce te-am făcut. Aole, mi-a căzut cola pe buvetă. Am făcut ceai? Ia uite, uite ce aștept. Da, bine. Aole, mi s-a răsturnat sucul. Ați văzut cum a apărut? Ați văzut cum a apărut sau ați spus sucul în buvetă și de la venit l-a găsit? Dar o gură mică, da? Te rog, o gură mică. Ia să vedem, tu ai făcut ceva normal că ai făcut. Cum să nu? Gata, te ajunge. Acum mama, da? Da, acum mama. Nu, acum mama. Deci Marc, nu. Marc a luat o gură mică și ajunge. Uite, ai venit cu Clementina. Ia uite ce a făcut mama. A făcut cărniță. Mango. Mango nu e copt. Uite, e tare. Pune mâna, îți dau rodie dacă vrei sau altceva. Uite ce face mama, shaorma. Ia uite ce face mama lui Marc. Ui, băi, ce caut cu paleta asta? Și-a luat scaunul și scaunul ăsta alunecă foarte tare pe gresie. În general, orice scaun alunecă pe gresie, din câte am observat, la scaunele astea roșii care sunt aici, le-am pus niște buretei pe picioare, special pentru scaun, și nu mai alunecă așa de tare. Dar la ăsta care e de plastic, alunecă foarte tare. Nu e a tău. Ia uite ce face mama aici, uite. Ce-a urma? Sushi. Sushi? Nu-i sushi. Uite, punem înăuntru, în asta, punem cărniță, cartofiori, uite, castravete. Era bună și salată verde, doar am văzut și în Carrefour. Ia uite-l cum vine. Am văzut și în Carrefour și am văzut și... Te rog frumos! Uite, îți dau ceai. Vrei ceai, Nesti? Hai să-ți arăt ce-l dau. Uite, ieri am intrat în Lidl și vreau să vă zic că copiii ăștia, la București, singurul lucru care l-am cumpărat a fost hârtie igienică și am dat 15 lei și câțiva bănuți. Uite, dau de asta. Uite de asta. Am luat un ceai din ăsta Nesti. Eu nu prea sunt cu ceaiul Nesti. Înainte îmi plăcea la nebunie, dar acum văd că nu mai prea pot să suport băuturile dulci. Mai beau din când în când un par de ceai de ăsta sau cola sau alt suc care place, dar nu mai sunt cum eram înainte. Înainte eram înnebunită după dulce, deci beam orice dulce. Nu beam apă minerală sau apă plată, nici să mă bați. Și am intrat. Și au cumpărat marshmallow cu spumă înăuntru. Ce și-am mai cumpărat? Hai că uite iară la paharul. Stai. Stai. Ce mai cumpăr? Snacks-uri în formă de liliac și toate prostiile. Pânză de paiaj în șestea. E lovit, nu. Hai să mergem să te schimb. Am cumpărat patiserii pentru noi să mai mâncăm. I-am cumpărat Selenei un set de 3 măști din alea roz, dacă ați văzut la Penny, sunt roz, gri și nu mai știu ce culoare avea acolo, scria că 10 lei, dar de fapt a fost 15 lei.
Și am mai cumpărat pungă din a două pungi cu ochi, jeleu ochi. Într-o pungă erau patru jeleuri, patru ochi din aia și au luat două. Nu mai știu sincer să vă fiu, să vă zic ce și-am mai luat. Am dat 80 și ceva de lei. Eu când am ajuns la casă, mi-a căzut fața jos, că nu mă așteptam. Când am luat cu soțul meu pe bun, hârtie igienică. Wow, uite, da, uite. Acolo hârtie igienică, snacks din ăla, ochi, măștile 15 lei, ăla, 85 de lei. Zic, hai să ne uităm bine pe bun, să nu cumva să ne fi tras în țeapă, că am mai pățit-o. Și nu numai la Lidl, am pățit-o și la Penny, și la Kaufland, și la ăsta, la Carrefour, la Ocean, la toate magazinele am pățit-o. De când suntem noi adulți și mergem la cumpărături, am pățit-o. Am pățit-o și la magazinele din astea mici de cartier. Și mi-a căzut fața, vă zic sincer, chiar am zis soțului, dacă știam, intram în Lidl, că dacă vă ați aminte, am spus că intru să-mi iau o cafea. Dar am zis pe lângă cafea, hai să ne mai luăm și o patiserie, aș fi mâncat ceva dulce. Și când am intrat acolo, erau tot felul de chestii pentru Halloween. Bineînțeles că și-a luat și el, și-a luat și ea. Și când am ajuns la casă, v-am zis să-mi cadă fața jos. Că altfel, dacă aș fi intrat și aș fi luat doar hârtie igienică 15 lei, cu cafea, mă duceam undeva la vreo 20 și ceva de lei. Că luam cafea și ciocolată caldă pentru ei și... Hai să zicem hârtie igienică, dacă intram doar eu, că dacă intram și luam doar cafea de la tonomatul ăla, nu mai mă ducea deloc, nici hârtia și-o luam astăzi. Mi-am băut tot sucul cu forța, că aici nu poate să stignească nici o cafea, nici un suc, nimica. Și mai aveam un baz de hârtie igienică din ăla de la Floralis, doar că nu cel cu lavandă, cel de 8 role, ăsta e de 10 role. Da, mama. Și uite așa. Mi s-a dus ieri 80 ceva de lei. Chiar am zis soțului meu, Selena tot insista să mergem la Mall Băneasa. La Mall Băneasa, în zona în care eram noi, era mai greu de ajuns. Dar dădusem de alte mall, Mall Plaza și nu mai știu ce mall era pe acolo. Chiar am zis, măi, dacă intram în mall și mâncam banii ăștia, nu-mi părea rău. Că mâncam și mâncare ca lumea de la un fast food. Beam și un suc și mâncam și o înghețată, dar eu am intrat în Lidl și am dat 80 și ceva de lei, 85 sau 86 de lei, ceva de genul. De ce? Pe niște prostii, niște jeleuri și niște tâmpeni. Sau mă opream la McDonald's, mâncam o salată și luam la fiecare câte ceva și câte o înghețată, o plăcintă din aia cu vișine, care îmi place foarte mult și știam o treabă. Dar așa am stat și am cheltuit și banii aia, Iuria, pe niște căcaturi care marshmallow nu-i place, care spumă înăuntru, că sunt niște marshmallow. Stai aici, Marci, să le arăt. Le-am pus aici, într-o fungă. Are un lichid înăuntru, ceva. N-a fost mult punga, a fost 5 lei sau 6 lei punga. Dar dacă stai să socotești ăla atât și cu ăla atât și cu ăla atât, se adună. Și na. Bine că noi am avut mâncare oricum de la noi. Am avut ouă fierte, am avut carne, carnea nu mi-am atins deloc de ea, deci am avut mâncare. Am avut șuncă, am avut cașcaval și plus și alte ce am mai luat la noi și a fost suficient. Și na, cam așa e cu copiii, să feriți copiii, să-i luați cu voi la magazin, că uite ce se întâmplă. Vă mănâncă de bani și zici, lasă-mă că iau și ăla și iau și ăla la altul, că nu se cheltuie mulți bani, cât se cheltuie. Am zis că mă, undeva la vreo 50 de lei dacă te cheltuie, că având în vedere că am luat și... Hai, lasă borcanul ăsta, că tot orice vrei să prinzi cu paleta asta. Bună. Având în vedere că am luat hârtie igienică și toate, eu le-am zis, mă, asta e. Dar cu cafeaua și cu astea, am dat 85 sau 86 și am mai dat și 8 lei pe cafea, am dat 90 ceva de lei, 100. Deci 100 de lei s-a dus aiurea. Mama! Da, mama? Un ketchup imediat te-am scântat de asta, s-a fost 3 lei și ceva. Văzusem și ieri la București, dar n-am mai stat să cumpăr. Mă gândeam, mă, la noi sigur nu are, dar uite că avea și la noi. Și are 6, numai bine, eu mănânc 2, soțul meu 2, Marc una și Seliu una, că ei nu mănâncă mai multe. Oricum Marc nici nu știu că mănâncă, că el deja s-a instalat la masă și mi-a cerut să-i dau ketchup. Da, dar te rog frumos, nu ți-o părți toată carnea aia, uite că îți dau să mănânci ție. Nu, mă, nu mai fac.
Păi da, dragul meu, dar nu-i voie să ciopărțim carnea, tu încep să mulți din coată. Chiar așa ne bate în joc. Uite, ții carne de aici. Ții două bucățele și gata, alea s-a lumat, da? Păi vrei și tu, îți mai dau, așteaptă. Uite, stai și castravete și îți dau și cartofi. Bă, trezește-te că trebuie să mănânci, mă. Te-a luat somnul la ora asta. Și de seara stai și te uiți pe televizor până târziu, așa-i? Ia zi, trezirea. Păi da, ce înseamnă? La Thomas? Se uită la Thomas, tata? Uleu! Îi place de Thomas? Marca a făcut o pasiune pentru Thomas. I-am dat azi dimineață. Bine, lui îi plăcea de ceva timp. Și azi dimineață i-am luat și i-am dat. Și nu mai vrea să iasă din casă afară. Zice că nu, mama, stăm în casă, ne uităm la Thomas. Și zic, mă, trebuie să ieșim afară. Cum să stăm să ne uităm la Thomas? Ieșim afară. Într-un final l-am convins și a zis că da, ne întoarcem înapoi. Ne uităm la Thomas. Și acum are tot aprins pe Thomas. Așa-i, Marc? Singur? Ia să pun mama un prosopțin asta de hârtie. Mie îmi place și când iau cartofii, și când iau șnițelele, tot ce se face în ulei, îmi place să pun într-un castron din ăsta, prosop din ăsta de hârtie, să absoarbă uleiul. Nu-l absoarbe în totalitate, vă dați seama, dar îl absoarbe. Și... Nu, nu, nu ne plac cartofii și mâncarea uleioasă. Nu ne plac deloc. Ți era foame? Da, și mie mi-e foame, pentru că ciorba mie nu-mi ține de foame. Mie, în general, ciorba, supa, nu-mi ține de foame, chiar dacă le mănânc cu cartofi înăuntru, cu pâine, cu toate cele, nu-mi ține de foame, mă spală pe mațe. Faci bravo. Uite, mama scoate cartofii ori, ție degeaba iau și-ți fac în lipie, sunt sigură, o să-ți fac în lipie și ție. Da. Dar noi când luam șaorma de la mare sau de unde luam noi, el nu mânca da, niciodată. Da, avionul face buf? Da. S-a făcut și ceiuțul, numai bine cald, pot să-l amestec și cu miere. Așa. Să-ți dau telefonul? Zilele astea trebuie să-mi spăl cuptorul, frigiderele, nu mai scuipa. Am o grămadă de treabă, plus treabă prin casă. Acum o să vedem. Uite, Pepa, mâine cu siguranță reușesc să fac doar curățenie în casă, să zicem. Ia să-mi pun eu și ăsta la muiat. Curățenie în casă, eventual pe joi, să zicem, să reușesc să-mi scol frigiderele sau unul și pe vineri cuptorul sau nu știu, să văd cum mă organizez. Că știți și voi cum e, când ai copii mici nu e atât de ușor, că trebuie să faci și mâncare, și strânge masa, și pune masa, trebuie să te ocupi de mai multe lucruri și nu e chiar așa ușor. Și de asta zic că o să fac în așa fel, încât să mi le fac pe rând, să nu fie nici mie greu și obositor, să nu supere nici copiii că stai că... de la Steaua, că stai că mama n-are timp de noi, nu ne-a făcut mâncare, ne e foame și se preocupă numai de curățenie. Și apoi, de la începutul lunii, luni decembrie, bineînțeles, să ne apucăm de curățenie, de toate cele, să tragem paturile, mobila, să spălăm perdele. Maimuțoii nici nu știu ăia de pluș, dacă mă apuc să-i mai... ia să văd că telefonul ăsta cred că trebuie să-l mai ridic mai sus, dacă mai merge. Că ăsta de sus tot îmi ia lunecă, nu mai merge. Maimuțoii de pluș, nu știu dacă o să mai iau să-i mai spăl, pentru că abia am spălat. Și la maimuțoii care îi avem noi, am văzut că de obicei cedează și se rupe. Ba se rupe mâna, ba se rupe piciorul, ba se descoase. Eu nu-i spăla minute multe la temperatură mare, îi spăla 18 minute. Dar se strică. Acum nu știu ce să fac. Să iau și să-i scutur pe geam de praf, să iau să-i spăl. V-am zis, mi-e frică să nu se strice. Acum o să văd ce mă decid eu atunci, dar clar ei trebuie dat jos de sus, trebuie ștept praful, pânzele de paianjen și apoi mă hotărăsc dacă îi spăl sau nu.
Dacă văd că îi bag și îi spăl, asta este, de scoasă îl cot înapoi. Toate că la Mickey Mouse-ul ăla mare s-a descusut capul și ce greu m-am chinuit să-l cos. Mi-a trebuit tag din ăla mare, l-am cusut. Ați văzut că ei coase special pe interior, nu știu cum îl face frumos, după care îl umple cu vatelină din ea. Eu m-am chinuit o grămadă să-l cos, se vede urât cum l-am cusut, așa că... Na, nu-s croitorioasă și nu am nici mașină de ei, n-aia specială. Salut! Te-ai trezit? Te-a mirosit așa orma, așa-i? Te aștept la mastră, că e gata. Acum mă apuc să o prepar, să o întind, să ți-o întind. Uitați, cartofiurii, fac așa. Dacă văd că sunt prea uleioși, iau și mai pun un prosop de bucătărie din ala, de hârtie deasupra. Și iau și... să trag tot uleiul. Am pus sare, învârt așa și voilà! Îi dăm și lui Marcus, cartofior, să pape. Sunt sigură că șaorma nu o să-i placă, că eu v-am mai zis, am mai dat și nu zicea cum îi place. Și pun cartofior, uite aici cartofior, man. Uite ce ți-a dat mama. O să-ți fac și uliceiuț. Uite să uite la Pepa. Pepa, niște desene frumoase. Gata, am aruncat și prosopul, așa cum o să mă apuc să fac cu urme. E bunica? Da, dragule, e bunica. Hai să vedem să ne apucăm. Eu urăsc să spăl frigider și cuptor. Astea le urăsc maxim, nu-mi place. Când știu că trebuie să scot tot din frigider. Cuptorul, hai că zici că mai scos câteva tigăi, l-ai înmuiat și l-ai spălat. Dar la frigider și când mai ieși îl decongelezi, ai de scos o grămadă. Spală, șterge, scoate toate rafturile, sertarele, pule, ce mă enervează maxim. Deci urăsc să spăl. Dar ce să fac? Trebuie să le fac, că nu vine nimeni să mi le facă niciun caz. Ia să mă apuc să fac. Așa. Facem și o să vedem. Să vedem ce iese, domne, ce iese. Că nu le-am, nu sunt expertă, dar nu-i greu să așez aici niște cartofi și carne și toate cele. Apropo, să vă arăt ce am pățit la nas. Nu știu dacă se vede aici, nu am de la ochelari. Am acolo o cutie sus cu turtă dulce. Și m-am întins să iau ceva. Și nu știu cum am tras cutia. Mi-a venit cutia, că semnele de la ochelari sunt aici, în părți. Mi-a venit cutia pe nas. Asta fiind alaltăieri dimineață. Măi, dar m-a durut atât de tare. Parcă zici că aș fi primit ori un pumn în nas, ori nu știu ce, mi-o fi căzut ceva pe nas. A fost groaznic de dureros. Ieri a început să mă doară mai tare, după aia mai tare. Da, acum vreau să vă zic că eu dacă mi-ating nasul, parcă spui că-i rupt. El osul-i la loc, dar mă doare de mort. Nici nu vreau să-mi imaginez fetele care se operează la nas. Sau fetele și băieții, în general băieții, care primesc un pumn în nas. Nu vreau să-mi imaginez ce durere e. Și mă doare teribil, teribil de tare mă doare. Dar ce să fac? Am făcut buba. Ia hai să vedem noi ce facem aici. Nu, facem și noi aici ceva. Ceva trebuie să ne iasă. Soțule, spun maioneză. Da? Să vedem ce notă îmi dai mie aici la șaurma asta. Da, că nici nu știu cu ce să încep. Cu cartofi, cu carnea, cu castraveții. Am mai făcut șaurma în casă, nu de multe ori ce-i drept, cred că de 3 ori până acum. Dar acum ceva timp, mult timp, n-am mai făcut de mult timp șaurma. Nu se compara asta de acasă cu cea cumpărată în niciun caz. Aia cumpărată e mult mai bună. Dar chiar Selena mi-a zis aseară, să nu mai știu, dar aseară, că își dorește să mănânce șaurma. Și de aici, din Brașov, de la noi, a deschis o șaurmărie băneasa. N-am încercat-o niciodată. Soțul meu mi-a spus că e foarte bună. Am mâncat la București.
În schimb, nu știu dacă ați auzit de Andos. Andos mie a mâncat de mai multe ori de la ei. Dar în ultimul timp mi s-a făcut scârbă. A făcut o șaorma oribilă. La mare, de la Istanbul, în Costinești, am cumpărat șaorma. A fost oribilă. Și nu știu de unde să încerc altă șaorma. Probabil de la Băneasa, să zicem. O să încerc. Ia să mai bag un castravete, doi, că am băgat zici că casărac aici. Dar mă gândeam că nu pot să o mai rulez. Și... Ioi, că mâncat toate. Hai mă, că a ieșit ceva bine. Hai că nu știu cum să mai pun, că m-am urzat de ketchup. Hai, de că a ieșit aici, am rulat-o. Trebuia să o pun mai plină pe aici, pe deasupra. Hai că mai bag un cartof, doi. Poftim la masă, soțule! Că doar noi vreau să te aduc în cameră. Eu nu le dau copiilor în cameră. Ăștia mai vor să mai mănânce în cameră și eu le zic că nu. Nu-i voie în cameră. În bucătărie. Nu mâncăm în cameră. Da, hai să mai facem. Hai că trebuie să iasă bună. N-are cum să nu iasă bună. Că nu știu cum am pus telefonul ăsta. Partea de sus să pun sos ca să fie și aici, că altfel e necăcios. Mie când îmi iau sandwich de la Panini, de la noi, deci din Brașov, nu știu dacă Panini și în alte orașe, Panini mi se pare cel mai bun fast food care am mâncat vreodată, cel puțin ăla cu șniță și are și niște crispy, dar ei spun crunchy, cu fulgi de porumb, nemaipomenit de bun. Ia tu și tu o bucată de carne, tu, nemaipomenit de bun. Și când merg și mi-au sandwich și zic să-mi pun extra maioneză, dar are o maioneză atât de bună și nu știu de unde e luată, că cu siguranță e maioneză din aia la găleată, dar eu nu știu de unde o ia. E Moș Crăciun? Și îmi place la nebunie, îmi place. Dar, na. Hai să o rulăm și pe asta. Și gata, am făcut mâncare soțului meu. El poate să vină să mănânce. Să fac și mie și Selene. Și tata. Gata. Ia să vedem. E gata, gata. A venit Moș Crăciun, una e mai mică, una e mai mare, nu știu, depinde cum am rulat-o. Probabil asta alta am rulat-o pe aici în capăt mai mult. Da. Și vă las, dragii mei, o să mă pun să-mi fac și eu, să mănânc și eu cu Seli și ne auzim mai încolo. Dragii mei, eu tocmai am filmat colecția de parfumuri și de acolo și de aici. Am zis să le filmez în seara asta și am zis hai să mă ajute becul de la Blitz, că altfel becul din cameră îl vedeți cum e. Le-am filmat, am scăpat, acum mai am să filmez colecția de machiaje. Nici nu știu cât m-a apucat ceasul, cred că vreo 70 ceva, 8. Cât e ceasul, Selia? Ai tableta aici? Da. Ia să vedem cât e ceasul. E 7:34. Nici nu știu dacă o să mai am mare lucru ce să filmez pentru vlog, că eu aș vrea să mă duc să mă uit la film și cred că o să-mi dau să mă uit la filmul meu turcesc pe canal de să văd dacă e filmul care urmează să-l văd, pentru că pe internet nu l-am mai găsit. Deci eu trebuia să văd episodul 11 și sunt curioasă dacă ăsta din seara asta la Nemilosul Istanbul este episodul 11. Și am zis că să mă gândesc să... editez filmulețul, acum o să postez filmulețul cu colecția de parfumuri, după care editez filmulețul ăsta și să-l postez, să-l vedeți și voi destul de devreme și în același timp să mă uit și eu la Nemilosul Istanbul, mai ales că nu o să mai am ce să mai filmez, Marc deja e în pat cu tati, Selena e pe lângă mine, eu mă duc și mă uit la filmulețul meu și... La filmulețul meu, la filmul meu. Mama. Da, filmulețul meu tot aia. Eu credeam că mama când era aici și-a filmat și parfumurile și rujurile, dar și machiajele. Da, deci eu am filmat rujurile, dar în altă zi. Și dacă stăteam să filmez și machiajele împreună cu rujurile, da, dacă le filmam împreună cu rujurile, îmi lua foarte mult timp. Acum, în seara asta, nu mai am timp să filmez colecția de parfumuri, de machiaje.
Pentru că e deja mă presează timpul și mi începe filmul și vreau să văd. Dacă e episodul 11 pe care trebuie să-l urmăresc eu, atunci mă uit. Dacă e alt episod pe care eu nu l-am văzut, nu vreau să trec peste, că vreau să văd ce s-a întâmplat și poate o să mă apuc să vin să filmez colecția. Dacă nu vin să filmez colecția, poate mâine, deși nu cred că mâine o să am o zi aglomerată, o să am zi de curățenie, o să am conducere. Mama. Plus că trebuie să fac și ceva de mâncare și uitați, mai mulți ăștia dorm, cel puțin Nicky, că și ăsta Daisy nu. Uitați ce? Unde am ascuns parfumurile. Da, parfumurile mele, unele dintre ele sunt ascuse printre haine, pentru că maimuța mea, Selena, uneori se dădea cu ele când nu trebuia, cel puțin cu parfumurile la care eu țin mult, la care uneori mă dau câte puțin ca să trag de ele, pentru că știu că... Eu, cum sunt așa, firea mea, spun, măi, las că nu mai îmi iau parfumul ăsta acum, las că cumpăr pentru casă, cumpăr copiilor haine, cumpăr pentru casă mâncare, cumpăr lucrul ăla pentru casă și mă las la o parte. Și de asta trag de parfumurile care le iubesc și țin foarte mult la ele, pentru că știu că eu altul nu o să-mi cumpăr curând și o să dureze foarte mult timp. Deci, ca să înțelegeți așa, eu Escada, care e parfumul meu preferat, l-am cumpărat în ce an l-am terminat? L-am cumpărat în 2014 sau 2015, nu mai știu să vă zic, cam pe acolo, 2014-2015. Și abia anul ăsta, în 2020 sau 2019, nu mai țin minte, degeaba o întreb pe Selena, că ea nici atât nu știe. Anul ăsta oare l-am cumpărat? Nu cred că în 2020, cred că la sfârșitul 2019. Te-ai cumpărat atunci. Nu mai știu să vă spun, dar oricum, dacă stai să te gândești din 2014 până în 2019 sau 2020, e tot destul de mult. Deci eu de atunci nu mi-am mai cumpărat parfumul preferat. Deci Escada pentru mine e parfumul preferat cu care vreau să mi-l cumpăr toată viața cât trăiesc, îl ador și... place foarte, foarte mult cum miroase și cum persistă. Deci e un parfum nemaipomenit de bun, de tare, de bestial, de cum îl vrei. Pe gustul meu. Mi se pare că mă reprezintă și mi se pare că e parfumul special pentru mine. Am mai încercat și alte parfumuri. Și de la Avon, și de la Oriflame, și din Duty Free, și nu știu de unde să mai zic, și de la Bargello, și de la multe alte firme. Și din farmacie am mai cumpărat din alea de la Venti, sau nu știu cum se numesc. Nu, Venti, Verset. Deci ăsta e parfumul care mă reprezintă. Așa că am să închei filmulețul acum. V-am pupat cu mare drag. O să aveți un vlog și în seara asta destul de lung, din câte am văzut că mi-a țuruit tare mult gura prin bucătărie când am făcut șaorma. Da, eu sunt o vorbăreață și copiii seamănă pe mine. Și mă bucur. Așa, să fiți vorbăreți. Și să nu filmezi fără mine machiaj. Nu, draga mea, împreună cu tine le filmez. V-am pupat, noapte bună! Noapte bună!